Ce faci, ce zici? Câte grade erau când te-ai trezit? Când m-am trezit, nu știu, când vedeam pe drum vreo minus 10 grade. A, e bine, erau. Ne-am trezit la minus 20. Hei, hei! Mă gândeam. Ne-a adus ceva călduros? Nu, dar vorbim despre îngrijirea pielii iarna, acum pe ger. Am înțeles. De sezon. Se întâmplă ceva cu muzica din emisiunea asta, că văd că am cotit-o rău de tot. Mă rog, hai să trecem la chestii serioase. Bună dimineața, sănătate! Bună dimineața! Ce se întâmplă cu pielea noastră când temperaturile sunt atât de scăzute? Ce se întâmplă la frig, la ger? Ce este de făcut? Cum ne îngrijim corect pielea iarna? Ce tratamente ne ajută? Aflăm imediat! Neața cu Răzvan și Dani. Ce se întâmplă cu pielea noastră iarna? Pe măsură ce temperaturile scad, pielea suferă. Dar cu cât stăm mai mult în aer liber, cu atâta pericolul înghețului este mai mare. Cu toții am experimentat o zi geroasă și știm că pielea se usucă după o astfel de expunere, se înroșește puternic în obraj, iar cei care au probleme de ten, cum ar fi cuperoză, rozacee, acne sau boli induse de lumină și ger, au o suferință mai intensă. Temperatura scăzută înseamnă pentru piele deshidratare bruscă, înroșire cu vasodilatație, accentuarea vinișoarelor vizibile pe ten. Să nu uităm că o zi, chiar și într-o zi noroasă de iarnă, lumina străpunge plafonul de nor și poate să producă pătarea tenului. Extremitățile, mâinile și picioarele sunt mai expuse pentru că reglarea termică a organismului se face prin redirijarea circulației spre zona centrală mai importantă. Mâinile îngheață ca și picioarele cu multă ușurință dacă nu sunt protejate de haine. Cum ar trebui să ne îngrijim corect tenul iarna? Pentru ten, în perioada sezonului rece, recomandăm utilizarea unor produse cosmetice nutritive, hidratante, intens hidratante, care să creeze o barieră de protecție și să conserve filmul hidrolipidic natural al pielii. Vorbim de factori de protecție chiar și iarna, fie în cremă, fie în fondul de ten folosit? Celor care fac sporturi de iarnă le recomandăm creme cu factor de protecție mare, cu atât mai mare cu cât sunt la altitudine mai înaltă. Cremele cu factor de protecție se recomandă de asemenea femeilor care au melasmă, deci au tendință spre pătarea tenului. Copiii, cum îi protejăm atunci când îi scoatem afară iarna? Copilul este foarte vulnerabil, își reglează mai greu temperatura, pielea este mai puțin apărată natural și are nevoie de o protecție suplimentară. Cremele grase sunt recomandate în special micuților care sunt în aceste momente în zăpadă. Să vorbim un pic și de pielea corpului, pentru că are de suferit, chiar așa sub haine groase, parcă observăm cum se usucă. Din cauza hainelor groase sau stratificate sau aspre, pielea se deshidratează ușor și se usucă. Pentru cei care au probleme de piele, de exemplu cei care au suferit de dermatită atopică sau pentru cei care pur și simplu observă o deshidratare în sezonul rece, recomandăm laptele de corp hidratant utilizat totdeauna după duș. Pentru mâini folosim creme speciale? Există creme speciale pentru mâini, foarte grase, compacte, care asigură un film lipidic protector, dar trebuie să știți că industria cosmetică s-a rafinat foarte mult și există posibilitatea să refacem cimentul intercelular prin produse care să nu lase textură grasă. Intră ușor în piele, cumva hidratează zona, o catifelează, fără să lase amprentă grasă mâinii. Neața cu Răzvan și Dani. Dar
dacă ținem cont că pielea este cel mai mare organ al nostru, că pielea ne apără de inamicii externi, atunci pielea noastră merită o îngrijire specială, mai ales acum iarna. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Neața, ca să spunem bună dimineața, sănătate. Zi minunată să avem. Mulțumim tare mult, Simona. Am o scurtă pauză, după pauză, dar...